Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă cu cărțile de tarot pentru ziua de 1 august. Pentru marți, mai precis, 1 august. Este și ziua în care este lună plină în zodia Vărsător. Și asta înseamnă că este o zi cu energie mai puternică, mai specială. Este o zi în care se deblochează multe situații. Energia Vărsătorului dă multă creativitate, un impuls nou pentru activități noi, pentru călătorii, pentru relații, pentru dialoguri, pentru descoperiri. Poate fi o zi a descoperirilor, a curajului, a invențiilor, a libertății, a bucuriei de a de a trăi viața. Probabil mulți dintre noi ne vom concentra mai mult pe ceea ce ne place sau vom pleca în concedii, vom călători mai mult, vom învăța mai mult și poate chiar vom iubi mai mult viața sau exact ceea ce ne place, ceea ce ne dorim mai mult decât credeam. Poate fi o zi a imprevizibilului, aș putea să spun, din multe puncte de vedere și a noilor începuturi, chiar fiind și întâi, coincide și cu zodia Vărsător, care este o zodie și a spiritualității, dar și a inovațiilor, a curajului, a viselor, poate chiar nebunești. Haideți să vedem cum va fi ziua de 1, așadar 1 august. Pentru fiecare zodie am să fac un tarot horoscop. Folosesc un tarot mai special, cu energie mai puternică, pozitivă, tocmai în acest sens. Ca să dau zile de marți o notă mai pozitivă, chiar să și grăbesc niște vești, niște călătorii, niște noutăți. Văd chiar mare legătură poate cu zodii de foc, mai precis săgetător, cu drumurile, poate chiar mijloace de transport. Este o zi în care puteți avea o idee creatoare sau o idee pur și simplu care să vă îndemne să călătoriți. O, da, e o zi foarte puternică, să știți. Este o zi în care mai învățați cum să vă eliberați de energii malefice, chiar de curățarea energiilor malefice, a răului, aici care poate ține și legat de gelozie, invidie, pot apărea la suprafață niște adevăruri care poate erau ascunse. Haideți să vedem pentru zodia Berbec. Să vedem pentru zodia Taur. Vedem pentru zodia Gemeni, zodia Rac, zodia Leu, zodia Fecioară. Vedem și pentru zodia Balanță, Scorpion, Fecioară, Balanță, Scorpion, da, am zis bine. Să vedem așadar cum va fi ziua de marți, 1 august. Și să vedem și pentru zodia Săgetător, vedem pentru zodia Capricorn și zodia Pești. Așadar, știți că energia generală a zilei este totuși o energie puțin periculoasă, aș putea să spun, pentru că ține de o energie puțin malefică, puțin a răului, a unor intrigi, poate, a unor energii puțin viciate, care țin poate și de intrigi, de prefecătorie, de minciună, de gelozie. Poate fi o zi care poate aduce în prim plan poate un scandal, o persoană cu rele intenții, o persoană care poate încearcă să te atragă într-o înșelătorie sau care a făcut înșelătorie. Este o energie a unei persoane care poate încearcă să provoace un scandal. Sau Africa a făcut un scandal datorită
faptului că dorește să obțină ceva, să manipuleze ceva, să ascundă ceva, să țină un control. Aici cineva încearcă să dețină un control într-un mod poate mai puțin sincer, să zic așa. Deci o persoană care încearcă să controleze pe cineva, să aibă controlul asupra cuiva. Da, și poate fi și legat de o manipulare. Dar să vedem mai precis în funcție și de zodie. Zodia Berbec. E o zi în care veți căuta să faceți dreptate, să vă echilibrați energiile, puteți avea o clarificare, poate. E foarte posibil că ceva din trecut se actualizează pentru voi sau încercați, poate chiar încercați voi, să căutați soluții să vă eliberați de un trecut. Pentru unii poate fi asta, pentru alții poate să fie că te caută cineva din trecut, te revezi cu cineva din trecut, cineva cu care poate ai ceva de clarificat sau vrea să-și ceară sfatul, vrea să mai te întrebe ceva sau pur și simplu poate că e vorba despre o întâlnire karmică, cumva, care apare din nou în viața ta pentru că e ceva de o lecție de învățat, o lecție de terminat. Pentru zodia Taur este o zi în care sunt niște pericole pentru zodia Taur. Deci este o zi puțin puternică și marți. Zodia Taur puteți avea aici poate o dușmănie, o neînțelegere, o decepție sau o dezamăgire care poate veni și datorită unui tânăr dintr-un semn de foc sau unor vești. A unei situații poate puțin agitate, nervoase, poate fi și o ieșire, să zic așa, nervoasă a cuiva, o dușmănie care apare sau aflați de cineva care trece printr-o dificultate. Pentru zodia Gemeni, ascendent Gemeni, la voi e o zi în care aveți de luat o decizie. Poate că chiar aveți o întâlnire prietenoasă, să spunem așa, o întâlnire de dragoste chiar puteți avea ca Gemeni, sau o petrecere, o întâlnire pentru un parteneriat, o întâlnire pentru a lua o decizie de a vă ajuta cu cineva într-un mod dezinteresat. Aici poate fi legat și de o prietenie dezinteresată, cum ești în familie, te întâlnești cu un membru al familiei la care ții foarte mult și aceasta ține foarte mult la tine, ca să vă ajuta să vă dați o susținere. Aici văd că poate apărea o astfel de situație sau chiar poate o petrecere, o nuntă, da, o invitație la, poate apărea chiar un parteneriat, un contract, o colaborare foarte frumoasă. Pentru zodia Rac este o zi în care puteți primi vești, puteți face drumuri, călătorii, văd aici, apare un, și la voi aveți o lecție totuși, poate ține și de un mod de a privi lucrurile sau ține de cineva de la drum. Poate fi o zi în care totuși poți să ai și o dezamăgire, cumva, acum depinde și ce așteptări ai sau să nu te simți foarte bine la un moment dat, în ciuda faptului că ai și multe noutăți, vești, idei chiar. Poate fi un nou început, o nouă șansă, dar poate să fie și cu o dezamăgire. Aici poate fi și legat de un concurs, de o întâlnire. Aici poate și legat de un tânăr, vă, dintr-un semn, poate, de Gemeni. Pentru zodia Leu, la zodia Leu puteți avea o vacanță, poate. Văd aici că puteți avea o întâlnire. Sau la servici, dacă sunteți într-o așteptare, cum ar veni, abia așteptați să plecați, să vă întâlniți cu niște persoane, să clarificați ceva, văd că poate fi o întâlnire prietenoasă. În orice caz, o zi în care cumva vă relaxați, poate fi o zi destul de relaxantă sau cu sprijin, ajutor, cu o așteptare a unor evenimente. Aici poți ține și de niște evenimente, discuții pentru niște evenimente legate de tineri, de copii, de niște cursuri de vară, poate chiar, sau, mă rog, de o vacanță. Văd că puteți avea întâlniri
mult, mult curaj, poate. Chiar puteți avea întâlniri cu niște persoane foarte speciale și puteți avea niște evenimente, o popularitate. Pentru zodia fecioară, ei, la voi aveți de făcut o clarificare, poate o schimbare, se poate produce o schimbare de planuri sau poate că cineva are nevoie de un ajutor și voi o veți da o mână de ajutor. Aici cumva poate vă grăbiți să ajutați pe cineva care se află într-o dificultate sau pur și simplu voi vă grăbiți să schimbați ceva ca să vă reechilibrați, să vă vindecați, să puteți să mergeți mai departe într-o situație. Pentru zodia balanță. Wow, balanțele au niște întâlniri aici puțin, pot fi puțin cu niște gelozii. Aflați niște secrete. Aici poate legați de niște câștiguri, de niște bani, de niște doamne, aici pot fi și niște întâlniri de taină, să spunem așa, poate legat și de vindecare, dar legat poate și de niște situații care țin de afaceri, de bani. Vă sfătuiți cu cineva sau vă ajută cu niște bani, poate chiar. Poate fi o zi în care să aveți niște revelații, aveți poate și voi de făcut o clarificare într-o relație cu cineva. Poate apărea și o întâlnire de taină, să spunem așa. Aflați niște secrete referitor la niște doamne sau care țin și de niște moșteniri de familie. Pentru zodia Scorpion, zodia Scorpion are o zi în care puteți avea o justiție, o dreptate, un dar, puteți să obțineți un rezultat, un premiu, să vi se recunoască poate niște merite sau pur și simplu să vă vindecați. E o zi în care puteți să vă relaxați, să vă vindecați, să primiți niște bani, să găsiți dreptatea, să găsiți o persoană sau veți căuta, să discutați cu cineva într-un mod foarte sincer, clar, legat poate de niște planuri ale voastre, de niște rezultate, legat de niște visele voastre. Pentru zodia Săgetător, voi aveți o zi în care vi se pune răbdarea la încercare, din cauza lumii. Ai să știți, aveți niște energii care țin, poate legat și de o anumită persoană. Cumva puteți intra nu aveți comunicare bună cu o anumită persoană, poate și din cauza lumii sau tocmai din cauza unei persoane, voi aveți niște probleme de comunicare cu lumea. Cum ar veni, sunteți văzuți într-o lumină nefavorabilă din cauza unei anumite persoane. Ori pentru că voi nu vreți să fiți cu o anumită persoană, să comunicați cu o anumită persoană și atunci sunteți cumva poate criticați, criticate. Ori, în orice caz, e o zi în care faceți o schimbare, în care poate plecați, ieșiți și s-ar putea să vă treziți că cineva încearcă să vă blocheze drumurile, comunicarea cu lumea sau lumea cu cineva, să vă facă să nu vă întâlniți cum ar veni, pentru că nu vă împărtășește opiniile. Aici cumva puteți afla niște bârfe, poate chiar, care sunt circulă în lume, legate de o anumită persoană care, cum ar veni, se cam plânge că voi nu vreți să comunicați cu ea, poate fi și o astfel de situație, sau aflați de la lume că din cauza unei anumite persoane voi nu ați putut face anumite lucruri, ați avut niște întârzieri, blocaje, dar în orice caz, energia zilei este a unei. De aceea apare poate și diavolul, să știți. Deci văd acolo unde sunt anumite. Văd că fiecare zodie are ceva de clarificat, are ceva de pus la punct, are ceva, deci poate că de aceea apare și luna prin an. E o energie de a noi ceva, a te libera de un trecut, a te debloca de niște situații care pot fi și din cauza unor intrigi, pot ține și care au legătură și cu niște doamne, domnișoare, mă rog, doamne, dar ele pot fi și în legătură cu un bărbat care cumva e direct răspunzător sau în spatele unei doamne, cum ar veni. Pentru zodia Capricorn este o zi plină de putere, de dragoste, de drumuri de călătorit. Văd că vă puteți îndeplini visele, mai ales dacă aveți poate și o strategie, văd că puteți face drumuri, vă pot veni drumuri din străinătate, văd că vă luați viața în mâini, chiar vă simțiți în plină în forță, în putere ca să faceți un drum pentru a vă împlini niște vise, care pot ține și de afaceri, dar pot ține și de o dragoste.
Este o zi așadar în care puteți avea niște reușite, niște realizări, să demonstrați că aveți forță, putere, în ciuda poate unei rivalități. Da, aici cumva voi veți reuși. Pentru zodia vărsător, ei, voi aveți niște întâlniri importante. E o zi mistică pentru voi, o zi în care puteți să văd că aveți niște întâlniri cu niște tineri, poate. Apar noutăți, sunteți inspirați, sunteți creativi, sunteți determinați să faceți drumul, să mai învățați, să comunicați, poate voi comunicați la nivel de divinitate, cum ar veni comunicația, și poate fi pentru vărsător, să știți că e o zi în care are o încărcătură puternic spirituală pentru tineri, mai ales, deci marele preot și tinerii. Deci pentru zodia vărsător, ziua de întâi are această întâlnire, care pare ar fi ca și cum te duce cu copiii la biserică sau copiii mai învață ceva. Deci că poate fi o zi de întâlniri între tineri și vârstnici sau între tineri și preot, pentru aș căuta calea, aș căuta menirea sau pentru a învăța ceva, pentru a fi ajutați, a fi sfătuiți. Este o zi de comunicare, este o zi de revelație, este o zi a maturității. Aici poate fi și un examen de maturitate pentru niște tineri, cum ar veni, într-un fel sau altul, niște noutăți. E multă creativitate, multă înțelepciune, poate, prin sfaturile care le primesc niște tineri de la o persoană vârstnică sau eu. O întâlnire între părinți și copii, cum ar veni aici, pentru a învăța lucruri noi, pentru a se ajuta, pentru a comunica, a se revedea. Pentru zodia pești, ascendent pești, voi aveți o zi în care vă puteți scrie din nou ceva în cartea vieții, cum se spune, depinde de voi. Văd că voi cumva aveți niște dorințe, poate, niște temeri, frici, să vă învingeți niște dorințe, care pot ține și de o persoană într-un semn de foc. Dar trebuie să fiți poate mai realiști, să nu fiți, cum se spune, prea visători. Aici poate fi, văd că sunt și niște secrete de care poate voi nu știți, sau pentru unii poate să apară o iubire secretă, pentru alții poate să fie o exagerare aici, o amăgire, și să nu vă amăgiți că voi aveți o zi în care vă puteți scrie o pagină nouă în cartea vieții, dar ține poate și de această clarificare care o faceți, că este și cum ar veni influența unui diavol, ca și cum cineva te îndeamnă să faci un anumit lucru într-o speranță deșartă. Și atunci tu îți vei strica această șansă, pagina albă, în care rar găsești, cum ar veni, să ți se dea o nouă șansă, să faci tu, ca și cum ți se șteargă din viața ta tot ce a fost rău și să poți face de acum încolo ceva altfel mai bun. Dar dacă tu îți ratezi această șansă, atunci s-ar putea să te trezești cu acest drăgușor care, uite cum stă aici în spatele lui, care vine cu o amenințare, chiar în zodia vărsător. Deci mâine poate fi o amenințare care vine cu diavolul, dar ai și lumină. Lumina asta vine și dacă dorești să o vezi lumina. Ai niște semne, ai o revelație, ai o intuiție. E ceva limpede ca lumina soarelui, că te poți amăgi. Sau trebuie să fii poate sincer cu tine sau cu cineva sau... E ceva, pentru că aici acest diavol, el lucrează și văd că el poate veni cu un lucru, o dușmănie. Aici poate ține și un anumit anturaj, o anumită categorie de persoane cu care are de-a face acest diavol, adică această persoană. Energia diavolului este energia lucrurilor necinstite, ale lucrurilor imorale, ale lucrurilor lipsite de Dumnezeu, cum se spune. Cam asta e în ce vă, dragile mele, dragii mei, ziua de marți, așadar 1 august, poate veni cu foarte multe lucruri interesante, dar pare o zi totuși cu o încărcătură puternic spirituală, magică într-un fel, mistică într-un alt fel și malefică totodată. Deci, pentru că este și lună plină și luna plină aduce niște energii. Poate ține și de cum știm fiecare dintre noi să ne echilibrăm, să avem curajul acela să ne ținem departe de lucrurile neplăcute și să încercăm lucruri mai serioase, să ne împlinim visele într-un mod mai sănătos. Cam asta e în ce văd. Eu vă doresc să aveți o zi magică, plină de bucurii, de împliniri pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!